De ce părinții nu ne vizităm? Când sănătoși sunt sau în caz de boală? În schimb, ca lupii la sicrie toți urlăm: iartă-mă, mamă, sau hai, tată, scoală. De ce oare cu toții ne grăbim? De ce uităm toți de odihnă, sănătate? De ce uităm cu toții că murim? De ce uităm că le lăsăm pe toate? De ce oare mereu timp nu ne ajunge cu mama despre toate să vorbim? De ce nu observăm cum timpul curge, că în curând orfani toți o să fim? De ce ne pare că o să dovedim să ne vedem părinții noștri vii, în viață, când prin străini de zeci de ani muncim și doar prin monitoare vedem a mamei față? De ce uităm că viața e trecătoare, că timpul nu-l întoarcem înapoi și doar când tata sau mămica moare, noi blestemăm prostia ce e în noi? Nu vreau să scriu azi despre bogăție, chiar dacă banii ridicate în rang de sfânt. Poți bani să ai, dar viața ți-e pustie dacă părinții pe lume nu-ți mai sunt. Veniți mai des pe la părinții acasă, veniți mai des cât ei mai sunt în viață. Nu așteptați ca vestea dureroasă să vă aducă doar că se vedeți la față. Veniți acasă cât părinții vă așteaptă. Veniți acasă cât părinții mai sunt vii, căci într-o zi ei se vor duce în lumea dreaptă, lăsând ogrezile și casele pustii.